Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem repede chesturile. Avem aici Silver Chest, le deschidem rapid. Hai să vedem și în Magical Chest ce găsim. Avem Gold, Mega Minion, Bomb Tower, Mini Pekka, Skeleton Barrel, avem Rachetă, Electro Dragon și o Legendar. Hai să vedem. Nu, din nou Ghost-ul. Da. Bun, Fisherman, excelent, am strâns 8 bucăți. Mai avem nevoie de încă 2 și îl vom putea maxa la următorul, vom putea crește la următorul nivel. Boy Entire, n-am mai colectat de mult pentru că am așteptat să fac, episod și am rămas puțin în urmă. Hai să deschidem repede chesturile. Am avut acolo 3 gemuri și în rest, cum bine știți, comune, rare și o epică. Ok, 3 gemuri și aici, gold și cărți, 2 gemuri de data asta. Avem o nouă carte, acel Electro Giant, 3 gemuri din nou, avem Poison Valkyra. Cărți pe care deja le avem și se transformă în Star Points și în Extra Gold. Ok, Mini Pekka, am văzut acolo 2 gemuri, 3 gemuri de data asta, avem Prințul ca epică. Hai să vedem, din nou 3 gemuri, avem Rascals. Ok, o grămadă de Star Points și de aici, 2 gemuri din nou, avem Rachetă, Barbarian Barrel, ca epică. Hai să vedem, din nou 3 gemuri, o grămadă de Star Points aici, cam toate au fost Star Points, toate cărțile, 2 gemuri din nou, da, și nimic interesant, deschidem în continuare. Ok, Tombstone, avem 3 gemuri și aici, în următorul, 2 gemuri. Ok, în Fireball am văzut mai devreme. Băi, cred că ăsta e cel mai mare chest opening pe care l-am făcut. Că n-am deschis niciodată atât de multe chesturi într-un singur episod. Ok, 4 gemuri de data asta. Hai să vedem. 2 gemuri, am avut acolo Gold-ul. Ah, și nicio legendară. Aici era de fapt deal-ul, să primim o legendară din Crown Chest. Da, și cred că n-a fost sezon să nu primesc o legendară într-un Crown Chest. Cam una pică din cele 34, cred. Una conține legendar. Bun. Și cred că l-am deschis și pe ultimul. Ok, hai să vă mai arăt ce s-a mai întâmplat. Uite, vedem că am strâns 20.000 de Star Points și 200.000 de Gold. Hai să mai maxăm ceva și o să maxăm în continuare din comune. Uite, hai să facem Ice Spirit-ul sau hai să facem Goblin, hai să facem Goblinii, facem de level maxim și hai să vedem, putem să facem Star. Facem ceva Star, o să facem muschetirele, 10.000 și vom mai face, hai să facem chiar goblinii ăștia. Bun. Ok, și avem o grămadă de cărți maxate și am mai rămas doar 6 care nu sunt cu cel puțin un Star. Ok, ne-am rămas 60.000 de gold. Hai să mai creștem și Electro Spirit-ul, să-l ducem și pe el la level 10 momentan și mai avem nevoie, pe măsură ce o să mai strângem bucăți, o să-l mai creștem. Am putea să creștem și Electro Giant-ul, dar cred că n-ar rău din moment ce e boostat, încă 20 de zile aproape, așa că ne vom concentra să terminăm toate comunele. Mă rog, toate, adică cele 2 care au mai rămas. E vorba despre Ice Spirit și acest Skeletons. Bun, le maxăm pe astea 2, după care începem cu cărțile epice. Și bineînțeles, ne va rămâne restanța acest Electro Spirit, care va crește și el pe măsură ce vom avea suficiente cărți ca să upgradăm. Și în momentul în care vom trece la aceste epice, clar vom începe cu acel Electro Giant, care momentan e la level 1, dacă
nu luăm în calcul boost-ul. Ok, bun. În War, suntem pe locul 3. Săptămâna trecută, la fel, am ieșit pe locul al 3-lea. Am luat un trofeu, un chest de level 3. Da, și momentan ne poziționăm, da, finisher. Nu am putea mai bine de atât, pentru că nu avem suficient de mulți oameni activi. Așa că ne vom mulțumi și cu poziția 3-a. Sperăm că la următorul update vom pica într-un World mai echilibrat. Mă refer ca oameni care joacă, pentru că dacă ar fi să luăm în calcul victoriile, noi am stat destul de bine. Suntem buni, dar nu suntem foarte mulți activi. Ok, și astăzi o să jucăm câteva meciuri în Global Tournament. Eu am jucat deja câteva, vedeți, am două victorii și două înfrângeri, așa că hai să-i dăm drumul la primul meci și să vedem ce reușim să colectăm în acest episod. Începem cu Valkyra de aici din spate. O trimite și Mini P.K. Trebuie să ne apărăm de acel... acel lava, dar n-am cu ce momentan. Și că trimitem mai multe trupe pe turnul din dreapta. Da, din păcate nu rămâne în viață acel mini P.K. Ar fi fost bine să fie puțin acoperit de Valkyra și să tragă el în să lovească el turnul. Scoatem aici lavaul. Și ne luăm ceva damage de la balon. Aproape ne scoate turnul din stânga. Punem Valkyra din nou pe partea stângă. Hai să vedem cum ne apărăm de cei minions. Nu prea aveam cum să pun arcașele aici și va fi pericol cu balonul, dar momentan nu l-are să-l trimită. Ok, a dat acolo un fireball. Păi zic eu că degeaba. Nu știu dacă merita fireball-ul acela trimis pentru arcașe. Și încă suntem în avantaj. Turnul din dreapta e ca și scos. Dar, nu știu, aș vrea să-l forțez să trimită trupe pe partea dreaptă, să ne apărăm un pic în stânga. Trimitem aici Valkyra. Trimitem și Mini P.K. Și vedem că a trimis un Lava Hound acolo. Punem aici Tesla și vom da un freeze. Trimitem acum Hog-ul. Dăm un Eros care va scoate atât minionii cât și... cât și scheletonii din Tombstone. Hai să vedem. Spunem aici... punem Valkyra de fapt în centru. Și sper să fie atras de Tesla. Mă gândeam că va fi atras acel balon, dar n-a fost. Ok, bun. Câștigăm meciul. Am avut și puțin noroc, dar chiar și dacă ne-a fi scos în acest atac turnul, cred că am fi revenit în meci. Bun. Da, colectăm cele două cănuri care se transformă în gol, pentru că avem deja 10. Și chiar n-avem pe ce să le schimbăm. Dar cu siguranță, în momentul în care vom începe să creștem și epicele, vom avea o strategie și vom încerca să maxăm câteva, cele cu care vom începe prima dată. Bun, hai să mai dăm un meci. Mai avem timp. Și începem cu arcașele, tot din spate. Bun, prințul e foarte periculos. Sincer, nici nu știu cum să... Oh, demet.
da, nu prea știi cum să-l oprești, cel puțin cu deck-ul pe care l-am eu, e foarte greu. Hai să vedem aici. Dar, mă, normal, aș fi dat rachetă pe... pe acel inferno. Dar reușim să-i facem față și cu arcașele. Avem un mic avantaj după primul minut de joc. I-am dat 440 ceva de damage. Și să punem mini peca în partea dreaptă. Aici probabil vom da freeze pe prinț sau mai bine punem Valkyra. Hai să vedem, reușim ceva în acest atac. Și are... a avut acel Mega Knight. Da, foarte, foarte strâns acest match. Să trimitem Hog-ul. Da, a reușit câteva hit-uri cu Hog-ul. Era bine un Prieros acolo. Hai să dăm freeze-ul pentru că vreau să rămânem în viață cu Tesla. N-are timp să se ascundă pentru că a folosit și el un freeze. Trimitem din nou mini P.E.K.K.A. Facem aceea schemă cu Valkyra în față. Hai să vedem, îi prindem 3 trupe acolo. Și asta ar trebui să fie foarte bine. Dăm și un Prieros pentru că probabil va trimite Skeletonii, dar nu i-a pus. Și asta înseamnă că suntem mai aproape de victorie. Ok, dăm și noi un freeze împreună cu arcașele. Punem Valkyra. Da, și o rachetă e suficient încât să-i scoatem turnul din partea dreaptă. Și obținem astfel cea de-a doua victorie din acest episod. Ok, hai să vedem. Avem 2500 de gold și zic eu că mai avem timp de un meci. Hai să mai încercăm un meci. Sper să obținem 3 victorii și ar fi o seară excelentă. Hai să vedem. Începem din nou cu arcașele din spate. Ok, trebuie să ne apărăm de acel... Ram Rider. Un fireball dat degeaba din punctul meu de vedere. Nu l-aș fi dat pentru... Trimitem și Hog-ul aici. Da. Nu știu dacă a făcut... Bine, băi, trebuie să oprim acel skelet în army. Dacă ajunge pe turn, va fi rău. Așa că am dat un Eros. Ok, vom pune mini P.E.K.K.A. pentru Muschetiro. Și cred că ar fi fost mai bine să punem Tesla. Dar vom pune acum. Vedem. Da, scăpăm cu bine din acest atac. Ar fi fost și mai bine dacă mai prindea un minion, acea Tesla. Hai să vedem. Trimitem Hog-ul. Nu aș mai la Skeleton Army, sincer. Dar, într-un fel, cred că e mai bine că a pus Wizard-ul. Lăsăm să ne dea câteva hituri pe turn și rămânem echilibrat pentru că ar fi fost mult mai rău să ne luăm damage pe partea stângă. Ok, scăpăm aici de Ram Rider și foarte probabil acum va pune
Skeleton Army. Pus totuși altceva. Altceva care a venit la țang. Acel. Am crezut că e Rem Rider-ul, sincer. Altfel n-aș fi pus arcașele. Mai avem 30 de secunde din acest match. Și cred eu că cu acest freeze ar trebui să închidem meciul. Bun, am dobărât turnul. Trebuie să mai rezistăm cele 15 secunde din match. Punem și mini pack-ul aici. Da, fără emoții. Sunt 2 secunde și câștigăm acel al treilea match. Cred că e al treilea, dacă nu mă înșel. Și hai să vedem. Ne luăm 2-3 tokenuri rare. Ok, mergem repede și donăm. Și cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.